Salut, salut și bine te-am găsit din nou pe data de 35 decembrie 2025 la un nou episod Castravecios din Brawl Stars, unde vom achiziționa foarte multe oferte, vom da banii noștri la Brawl Stars, vom introduce toți banii pe care îi avem, ca după aceea să stăm triști și nemâncați până următoarea zi. Nu uitați să apăsați un buton de like, pentru că mai am de dat un pes, deja am adăugat pe cineva, acum îl vedeți băiatul ăsta Corsar. Are să ia un PES, tocmai ce n-am adăugat, prieten, va trebui să așteptăm câteva zile să-i trimit PES-ul. Și mai am încă un PES. Ca să câștigați PES-ul, lăsați codul vostru de la Friends de aici, acesta pe care îl vedeți cu verde la mine, lăsați-l în comentarii și spuneți ceva acolo în comentarii, te apreciez sau dăstea. Și eu vă voi alege și îmi veți da dovada pe Instagram că ați dat like și comentariu la episod. Hai să-i dăm drumul. Rafael, înainte de asta, o să băgăm foarte mulți bani astăzi. Tocmai ce am băgat ieri 1 milion, astăzi băgăm, s-ar putea să băgăm iar 1 milion. Nu știu de ce facem asta, e cea mai mare greșeală. Am apărut pe TikTok că bag cei mai mulți bani. Super rare. Le-a plăcut la lume, cum ai zis, Amazing Charlie. Numai așa s-a uzat. În reluare. Uite-l pe Rafael, ce reacție are. Zici că e la birou. Așa. Amazing Hai Charlie. Să vedem, hai să vedem. Ieri am cumpărat răgălia asta de skin, cu care am jucat doar o dată, spre rușinea mea, arată superb, arată diferit de celelalte skinuri. Și astăzi s-au adăugat noi oferte, Rafaele. Nu știu, să vedem dacă tu ai mai văzut skinul ăsta în joc sau nu. Ok, dăm pe shop și avem pe melodie. De ce ne-ar da două pinuri pe care eu nu le folosesc, sincer să fiu cu tine, și în loc să-mi dea astea? O să ne dea 80 de gemuri, ceea o să fie mișto, Rafael, o să ne recuperăm 24 de lei din ofertă. Dar hai să luăm asta. Două emoticoane, ești nebun? Unul plânge, unul râde. Așa că ăsta a fost melodie, nu prea l-am jucat noi, nu am fost primul YouTuber care a maxat ăsta din păcate. Și aici, Rafa, avem un emoticon care te-ar putea șoca. Ce scrie aici? Un emoticon să mă șocheze pe mine. Da, la 9 lei. Tribe scrie. Da, scrie bine, Rafaele. Emoticonul ăsta are toată lumea și le-ai putea afișa când te întâlnești cu români și ai putea afișa așa ceva. Se pare normal sau nu? Horror. Horror, ok. Pentru un joc de copii. Ok, fii atent. Astăzi s-ar putea să luăm Fengu. S-ar putea să luăm Fengu, să fiu primul YouTuber. Nu am mai văzut YouTuberi în România care au luat skinul ăsta. Băi, eu sunt singurul YouTuber care cumpără skin-uri în România, tu nici măcar tu nu l-ai luat. Deci nu mai sunt YouTuber ce investesc în Brawl Stars. Ăsta, roșu sau albastru? Care zici tu că e mai mișto? Cred că roșu, a? Roșu. Cred că cu roșu, a? Cred că cu roșu e cel mai mișto. Plus de asta avem o ofertă de 3200 gold. Din păcate avem gold o grămadă, nu, dar nu avem așa mulți, sincer să fiu cu tine. Nici chiar așa. Și ne va trebui o ofertă și e tărafa. Găini. Ce caută găini în jocul ăsta? Tare găina. Găini? Cocoși? Și trage cu ouă. Ăsta cred că e vechi. Ți-l aduce aminte să-l fi văzut pe ăsta? Ți-l aduce aminte să-l fi văzut pe ăsta? Parcă eu l-am mai văzut pe ăsta. E vechi pentru că e la reducere. Dacă era nou, ok, intra la reducere. Trage cu ouă. Iar pe Rico. Noi nu prea jucăm Rico, deși e un brawler foarte bun. Fii atent la ce e bun. Dacă e un perete de ăsta, da? Și tu dai, dai ăstea, ricoșează, dă mai mult damage. Ricoșările astea. Ok. Deci unde sunt două unde sunt doi perete, uite aici, de exemplu. Și dai așa, iată. Vin gloanțele de două ori, dacă înțelegi ce vreau să zic. Vin odată în perete și odată în perete. Și dacă dai așa unghiul ăsta perfect, iau-te. Iau-te de aici. Plus că mai tragi și așa. Și mai tragi și așa. Și mai tragi și așa. Tragi foarte multe gloanțe. Ok, luăm skin-ul legendar pe Fen, că este nou nouț, nu l-am mai văzut nicăieri. Și lăsăm găina asta pentru altă dată. O să vină și skin-ul cu Spike. Și ce să vezi, Rafaele, ți-am zis eu ieri să mă anunț în 3 ore? A apărut altă ofertă. Altă ofertă identică cu aia, care este foarte bună după părerea mea. Dar noi avem o problemă psihică și noi cumpărăm skin-uri și nu jucăm cu ele. Noi suntem primii oameni în România. Cumpărăm skin-uri și nu jucăm niciodată. Pentru ce facem asta, nu înțeleg. Așa că astăzi o să-l iau pe ăsta cu roșu. Pentru că eu joc Fang, îmi place foarte mult Fang. Tu ce părere ai? Îmi place foarte mult Fang.
Jucăm, hai să-l luăm, Rafaele. 149 de gemuri, vreau să văd cât e, 149 de gemuri, să vă anunț și pe voi. În jur de 50 de lei. În jur de 50 de lei, în jur de 50 de lei. Wow. Deci cu roșu, nu? Da. Cu roșu, luăm. E sigur că vrei să dai banii pentru cadoul iubitei pe acest skin? Fără să te gândești, spui da, Rafaele. Nu am iubită, deci nu. Fără să te gândești, spui da, în orice caz, că ai sau n-ai. Nu te gândești de două ori când cumperi un skin în Brawl Stars. Că ne și certăm acum un pic. Ok, wow. Am luat Fang-ul. Nu știu de ce am mai luat eu un skin cu Fang care era 200 de gemuri. Și nu știu de ce nu investesc banii să-mi upgradez contul, Rafaele. Noi cumpărăm skin-uri. Nouă ne trebuie vizuale la ochi. Să ne uităm noi cu ochiul ăsta așa, să vedem noi colorări. În loc să avem putere la pumn, noi ne uităm și vedem colorări. Eu nu înțeleg ideea noastră. Uite-te și tu, mai am și pe ăsta, mai am și pe ăsta și pe ăsta. Așa. Tu ți-ai zis că-ți place ăsta. Arată mișto ăsta. Dar nu te compar cu Feng care joacă basket. Care dă cu mingea. Nu te compari. Care dă cu mingea așa și aruncă. Nu te compar cu ăstea. Nu te compar care dă cu mingea. Sunt primul YouTuber din România care l-a achiziționat. Sincer să fiu cu voi. Mamă, mamă, mamă. Deci vreau o ofertă ca asta de 79 de gemuri, dar cu 3000 de puncte. Pentru că aș vrea să... Aș vrea să avansez. Stai puțin, Rafaele. Power level. Hai să ne uităm puțin la brawler și să înțelegem puțin arta magiei și arta banului. Okay. Jesse White-ul. Jackie e bunicică, dar nici chiar așa bună că ne supărăm. Trenul nu-mi place. Ăsta e bun. Ăsta e bun. Ăsta e bun. Din păcate nu avem bani și ne-ar cere o avere de gemuri. Din păcate nu. Ăsta e bun iar. Ia zi de ăsta. Zi de ăsta. Eu l-am maxat și nu l-am folosit niciodată. L-ai maxat pe ăsta și nu-mi spui? Da, nu l-am folosit. Wow, ăsta era bun pe alea de... Pe cercuri. Pe cercuri, l-ai maxat pe ăla și nu mi-ai zis. Broc l-ai maxat tu. Tu ai foarte mulți broc. Colet trebuie să maxez. Cu level 11. Da. Bibi ar trebui pentru Bibi, fotbal. Bibi, da, Bibi. Dar eu nu am Bibi. Eu am Bibi, uite aici. Plus că trebuie și level 11. Asta ajungi la 9. Out of bounds. Nu joc, că nu are sens dacă nu are ultimata. Am viteza, dar n-am ultimata. Și asta ce înseamnă? Slows enemies. E bine cu slow. Slows enemies. Așa, help for 4 seconds. Asta e the tank. Cred că e mai bună asta viața. Cred că e mai bună viața. Bă, ce să zic? Cred că mai cumpăr o ofertă de aur. Ia vezi, Rafa, care e bună oferta de aur? La care ies eu mai bine? 5 value, 4 value. Cred că la asta cu gemuri. Să mai cumpăr încă 3000 gold. Sau să bag eu 24 de lei și mâine. Dar nu cred că mai apuc oferta asta. Asta are 5 ore. Nu cred că mai apuc oferta asta de 189. 189. 189. Trebuie să mai bag încă 50 de lei. Da. Zici-mi 170 plus 14. Cât fac? 184? Da. 184. Și uite-te, ne mai trei gemuri. După ce că bag 50 de lei... Și am mai băgat încă 50 de lei să cumpăr skin-ul. Numai îi trebuie și încă 9 lei. Bă, eu zic că aștept o altă ofertă. Și cel mai probabil iau gold-ul ăsta. Să iau gold-ul ăsta la 3000. La 5 value, la 79 de gemuri. O să iau oferta asta de 24 de lei. Dar fac o greșeală eu. Să iau pe asta de 24 de lei. Bă, nu știu ce să zic. Fac eu o greșeală, Rafa. În loc să iau pe asta la 189. Să dă și 3800 gold și îmi dă și 2000 de puncte. Și trebuie să bag 50 de lei, 60 de lei, de mii de lei. Ok. Bă, nu știu, hai să bag niște gemuri întâi. Ok, suntem aici cu Rafael, am băgat niște bănuți, am băgat 24 de lei mai exact, pentru că vreau să țin o regulă, să nu bag nici prea mulți bani. Așa că, haide să-i dăm, avem 79 de gemuri, o să luăm oferta asta cu 3000 gold. Așa, ca să luăm mai mult gol, pentru că trebuie mai mult gol decât puncte de lea. Așa că am băgat ceva bani în episodul ăsta, plus că mâine o să ne dea 2200 de puncte din astea, plus că o să ne mai dea și 80 de gemuri cu care o să mai avansăm. Deci cam astea sunt băgările de bani în episod și skin-ul pe care l-am achiziționat singurul din România. Așa că haide să-i dăm și să jucăm câteva meciuri ranked, cu speranța de a ajunge la 7000.
Ne trebuie doar 600 din alea, 600 de trofee, ceea ce înseamnă în jur de 6 meciuri. Suntem aici cu Ștef, cu care vom juca astăzi, are 1300 de trofee pe Feng. Ce părere ai, Rafa? Vrea să ne arate ce skin-uri și trofee are. Hai să-l aplaudăm puțin pe Ștef, că se joacă de foarte multă vreme și s-a dus offline acum. Și acum va reveni și vom juca cu el. Suntem aici cu Ștef, dar mai are un cont și cu Darius. Ne jucăm cu el, va fi ajutorul nostru de astăzi. Să vedem dacă ne înțelegem cu el. Pentru că ne trebuie neapărat un al treilea jucător care trebuie să ne ajute. Mama, are și Bea. Dă-i Rafa, ready? Și uite Feng-ul meu. Episodul ăsta e castravecios? E castravecios, e și roșios. Și ce... Nu mai, că era să zic că o nebunie. Ok, are sens. Hai să vedem! Harta asta este de aruncători. Piper pleacă. Eu o să banez Nani. Eu aștept să ia cineva un aruncător. Ca să mă joc Miko. Nani bană. Brock. Hai să vedem, dacă astăzi ajunge măcar 3-ul. Brock, iar Rafael. Astăzi nu ne mai enervăm ca ieri. Că am apărut pe TikTok eu. Și a zis lumea, și așa nu știa să joace. Ce vrei mai mult dacă al treilea nu joacă? Ce să-i fac, să-i dau mintea mea? Zi, Rafaele, tu. Ce să mai zic? Ce să-i fac, să-i dau mintea mea când e cel mai slab al treilea al meu? Dar acum nu o să mai fie cazul. Dacă e aruncător, 100% iau Mico. Lăsăm pe băiatul ăsta M890. Parcă văd că nu vrea să aleagă. Fii atent ce ia. N-ai văzut în viața ta caracterul ăla. Castravecios. Caractere castravecioase ea. Hai să vedem dacă îl ia sau nu. Eu nu l-am pe ăla. Bă, cred că vrea să-mi zică mie să-l iau eu pe ăla. Eu nu l-am pe ăla. Nu l-am pe ăla eu. Ok. Parcă văd acum aruncători incoming. Miko. Mie n-are ce să facă Miko. Ție nu cred că are ce să-ți facă Novo, nu are ce să vă facă. Noi, el, ele au ce să le facă. E bine? Așa este. Am zis corect. Hai să vedem, Rafaele. Ne jucăm, o să fie un episod de rage, de bun, cu multe faze amuzante, deci uitați-vă până la capăt. Și o să spun și o parolă astăzi. Toți legende, Rafa, toți trei. Am încurcat. Și eu sunt legendă. Am încurcat-o. Stai că are ăla probleme. Care ăla? Uite ăsta, Miko. O legendă! Păi tu te pui cu X-Slater vreodată! Care eu sunt mitic și nu știu să joc. A pus aici. Mamă, cum a scăpat ăla coltul ăla. Cum a scăpat coltul? Ouăleu, ce le dă cu castraveți, cu... la bătut, ce le dădea cu astraveșe ăsta? Morcov, pardon. Morcovicios. E mort ăla. De cum nu muri ăla? Rafaele. Mai bine stai cu mine și jucăm amândoi pe o linie decât să mori așa degeaba. Contra cea mai mare la erou ăsta e Spike. Pentru că sar cu piciorul și mor instant.
N-ai văzut? Trei v unu. Ia vezi, și-am și ultimat acum. Huge. Direct pleacă ăla. Direct pleacă Coltul. Pleca Coltul. Vezi că stai pe mine aici. Mă, dar nu înțeleg, voi stați prea spate. Îl băteam pe ăla. Dă-i cu ultimata acolo, că n-are ce să facă. Eu joc cu fratele Darius. Bravo. Dacă nici Darius nu ne care, atunci cine? Nu-l cheamă Darius, Ștef îl cheamă. Ștefan, cred că. Darius e noul lui nume. Hai să vedem. Mă, ne descurcăm bine, legend. Mamă, ce profită. Problema e că atunci când vine ăla pe tine, ești plecat tu. Ai, deși ai bubuitura aia să explodeze în sus, eu nu știu ce star power ai. Nu-l dai! Așa este, Marius. Uite, l-am dat. Mă, bă, tu, mă! Acum nu mai pot să mai vă ajut. Hai liniște că mă descurc eu. Dă-te spate, dă-te spate! Ascunde-te, ascunde-te, ascunde-te! Bă, și aveam ultimata, mă! Hai, dacă mor eu e pierdută 1000%. Dacă mor eu e pierdută. 25 doar ne scăzut. Dacă mor eu e pierdută, adică nu se mai poate face nimic. Înseamnă că eu sunt baza meciului. Nu se poate ca eu, Mythic 1, să fiu baza unui meci. Cum se poate așa ceva ca eu să fiu baza unui meci cu Mythic? N-are cum. Nani Piper. Colt. Banează Naniu. Colt, da. Că poate banează el Piper. Mai sunt mulți oricum pe harta asta buni. Big Friend, joc eu televizorul ca să vă dau viață? Eu știu ce să mai zic. Bă, și meciul ăla trebuie, trebuie să-l câștigăm meciul ăla 100%. Darius suggested Colette, uite ce vrea Darius să joc. A zis că o să-l rup. Bă, nu lua tu cole, lasă-l pe el să ia. Fă-i swap cu el. Ia Spike tu. Ia Piper. Că ai Piper maxat. Dă-i sugestie de Piper. Că faci swap cu el, care level-ul și pe ăla. Sau nu știi să joci Piper? Ba, 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 da. O rup cu Piper. Instant am ales. Nu mai stai tu 20 de secunde să alegi. Mamă, mamă, ăla de spârcă e. Dog. Păi ăla nu are, teoretic, în mod teoretic, tu, ăla nu-l lasă treacă. Ca să dea damage. Nu poate să apropie ăla. Dog. E favoritul meu. Eu vă dau viață. A, locă e tank, mă, lol, ca să le dea viață la aia. Fii atent câte viață vă dau. 10.000 HP. A plecat Dog. O, dar nu putem să-l batem pe ăla.
Mamă, ce se spârcă ăla. Colet, hai tată! Vezi că ai luat foc, Rafa! Mamă, cum stă ăla? Doar noi trecem, doar ne trebuie să apărăm. Cred că noi doar apărăm și atât. A murit! S-a evaporat, nu știu ce le-a bătut. Vedem pe filmare. K.O. K.O. Mai are 8%. Dacă dă ultima, te-ai mort. Bravo, mă. Cred că ar trebui să ne setăm un plan. Noi apărăm și el atacă. Noi apărăm, Marius. Că tu nu poți să-l lași pe Dog să intre. Tu n-ai cum să-l lași pe Dog să intre. Până intră pe partea aia, el e mort. Iet. Dă HP, Doug, ce faci? Da, da, că se spărcă e așa. Mamă, ce se spărcă e. Bravo, Rafa, hai că joci bine. Ce le dai lura? Bă, ce să spârcă-i ăla! Deci că trage apa la toaletă, non-stop! N-am bătut cheio! Mamă, 15 HP! Mamă, ce greu e meciul ăsta. Ce grele sunt meciurile. Gata, tată. Bă, la... Gata, tată. Eu n-am atacat baza. A atacat-o singur. 105... Vezi, bă, de ce e bun Piper? Ai rupt. Așa este, Marius. Ia trafă acest eu! 156! Hai, Rafa, că avem. Avem speranțe astăzi. Bă, ce face, mă, ce brawler alege? Hai, Rafa, nu gem grab, nu gem grab, nu-mi place gem grab. Bounty, bounty, săritori, aruncători, săritori, aruncători. Aruncători. Vreau să joc Mico, de aceea nu bana niciun aruncător. Banează Spike, pleacă, Leon, dă-ștea. Bă, da, nu zic. Nu juca, că joc Mico eu, dacă joc aruncător. Dar de ce bană ăla? Tu de ce bană... A, trebuie să banești tu alt mai puternic. Vreau să joc Mico. Hai aruncător, luați aruncător, luați Larian, Lori. Cine alege? Tu alegi? Rafaele, vezi că alegi! Și ce vrei sugestie? Dă-i sugestie ce vrei. Leon, Crow, dă-stea. Nu știu. Dă ăsta abandon. Brock, e bun. E bun Brock, lasă-ți ia Brock. Exact ce vreau eu! Exact ce vreau eu, Rafa, l-am adus, m-am jucat cu mintea lui. Să-i aruncător.
Mai ai un aruncător, te rog eu. Să mă distrez și eu puțin. Un tic. Dacă mai ai un aruncător, sunt mentale ăștia. O să ia ceva contra mea. Spike, Spike e banat. Numai Spike-ul mă omoară, Shelly mă omoară. Feng? Nu Feng. Orice, dar nu Feng. Da, abandon! Nu dă, ok. La secunda 0. Dă-i swap, dă-i swap, dă-i swap. Bravo, dar nu are level mare pe ăla. Eu vezi că eu mă bag înainte, dacă vrei să vii și să iei kill-uri, dă-i în spatele meu. Hai să vedem. Hai să vedem, Marius. Aș pe puțin are broc. Mort. Mort. I-a dat mut, bă. Ok. Mă, eram în aer, mă. Eu nu mai dau ultimata niciodată în... între jucătorii lor. Mi-a dat mut, bă. Bă, ce OP e porcăria aia. Mamă, ce le-a făcut cu capul. I-a rupt. Bă, i-a pe toți trei. Ce ai, mă, că din apucai să mă joc? Așa, bă, viață vreau eu să trăiesc. Hai să vedem. Hai că sunt low. Cu cine a plecat? Hara, facă să te-ai luat și ăsta. Mamole, legendar 3, Rafa! Bă, cum se poate așa ceva? Înseamnă că primim 500 de puncte. Luăm 500 de puncte dacă facem win. Mamă, ce te zonează ăla. Mamă, opri să răște aici. Mamă, l-am bătut pe ăla legendar 3. Dă-i de el! L-am luat, l-am luat! Legendar 3, Rafa! Legendar 3 umilit. Eu nu sunt nici, nici legendar 1. O luai puțin razna, Rafa, scuză-mă. N-are conexiune, nu fără de repede! N-avea semn... conexiune. N-avea semnal. Am pus eu în fața lui să tanchez în caz că ne ataca ăla. Bravo. Bă, ăla e legendar 3. Ia fi atât acum. Leonu, cât e? Leonu, Silver 3. Păi l-am stânga arăta, nu-n dreapta. Legendar 3. Adică ăla e top 100 România?
Da. Mamă, cineva a murit acolo. Bă, care ați murit, bă, așa, în halurile alea? I-au prins la colț. Mamă, ce mă enervează tornada aia! Bă, n-ar trebui să existe tornada aia în joc! Are Darius lag la conexiune și nu mai poate să joace. Bă, tornada aia câștiga meciul, mă! Bă, frate, cum te dă înapoi, e porcărie totală tornada aia! Mamă, și cum ne dă cu legendar 3, mi se pare uluitor. Noi suntem, gândește-te, noi suntem mitic. Trebuie să-i ține la distanță, așa câștigăm. Când l-am ținut pe cod la distanță și dau așa ușor, ușor. Nu mai mă bag, nu mai dau ultima dată. Pe ăla, că ăla mă respinge în afară. Da. Ei încearcă să intre full pe noi. Bine, Leolu. L-am luat. Dat ultimata în perete! Unu! Are you serious right now? 1 HP! Darius, ai ajuns la mâna mea. Darius, sică. Și ne-ai și dezamăgit. Așa este, Marius. 1 HP, bă, 1! O singură dată ai norocul ăla în viață. M-am prins pe colt ca lumea. Mai lasă-ne cu tornăzile tale. L-am prins pe colt, eu îl văd full pe aici. A trecut timpul. Prins pe colt ca lumea. Când le bate pe toți în spate. Uite pe filmare. A prins pe colca lumea, bă. A prins și de bătut pe amândoi. Așa este, Marius. Nu știu dacă a fost Spike alegerea 55 pierdute. A fost bun, Spike. Că am dat damage. Un kill ai făcut. Unu. Da. Făcut 3. Eu nu l-aveam să o omor. Eu dădeam okay. Câte puțin. Loot time. Pleacă așa. Pleacă broc. Ce vrei tu? Eu aș juca Feng, dar nu e așa bun în spațiile închise. Deci să dărâmă tot, să ții minte. Să dărâmă tot. Dacă ulă nu e over. Să iau Leon, să-i aștept la spate pe colo? Posibil. Mamă, Meg! Meg de la Ciumega? Mega Ciumega? Hai mă, dă-i abandon. Nu am Brurk, am Nani. Să iau Nani? Crezi că e bun Nani aici? Păi da, la distrugere, dar se nimerește, aia e faza. Ok, păi eu nu stau, eu stau la depărtare. Se distruge harta, rup tot. Na, că-ți iau Nani. Deși e foarte complicat de jucat, să nu crezi că apeși autoatac și se nimerești. Trebuie să pui manual ținta. Ia-l, că ai level 11 pe el, da. Nimerești tu odată și dai one shot. Nu am alelalte puterile două, gear-urile. Nu gear, cum se numesc? Gear se numesc? Gear, da. Da. N-am gear-urile pe el. Dar e bun și fără. Frumos, e bine, am stat degeaba. Da, degeaba, așa m-a așteptat. Și acum e băguit lobby-ul, nu? Yes, sir. Acum e băguit lobby-ul. Exact ce s-a spus. Ah, bă, nu. Gem grab, exact ce nu-mi place mie. Ah, bă, nu-mi place gem grab-ul deloc.
Să banem aici, mă. E unul. Bă, stăm atâta, balează-și tu un killer. E bună la da, ai dreptate. Stăm atâta să alegem 2-3 minute și ne dă fail. Nu înțeleg cum e posibil, zici și tu. Bă, nu știu, dar trebuie să-mi zici ce vrei să iau. Spike. Hai că trolez. Încercăm gale să vedem ce știe să facă. Da, face experimente pe episodul meu. În loc să ajung și eu treiu. Necară, Marius aici o rupe. A jucat Rosa. Iar dă și ăsta, dici. Iar. Ok, aia nu e așa wow. Aia nu e așa wow. Mă joc Rosa. Nu ai mai văzut în viața ta Rosa în ranked. Niciodată, de cât eu joc Rosa. Așa e. Și-a luat Spike, mă. A luat Spike. Stă ai mei să aleagă o grămadă. Nu-l am pe ăla, nu știu de ce zice să-l iau pe ăla, că nu-l am. Tu fii și urele stale mele, Rafa. Crow? Crow incoming. Crow incoming. Dacă ăla nu ia Crow, eu mă las mâine de joc. Sunt foarte îndrăznesc când spun asta. Crow sau Fang? Spârcăilă. Spârcăilă. Zici că trage apa sau de... Buc, 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 buc. Să fie ăla așa bun? Că mă bate pe mine sau de ce? Tu ești range, tu n-ai treabă cu ăla, ăla nu te atinge pe tine. Hai. Să-i rupem. A plecat. Ia să vedem. Câte spârcări să ai tu? Nu mă bați pe mine. Oh. Bă, ce-a revenit în viață! Ia auzi cu Orbit, cu ce dai acolo? Normal, normal. Dat ultimata, ăla e singur acolo. Și-a dat hamburgerul în gură, mă. A băgat dinți în hamburgeri. Bravo, mă, mamă, ce contra-i de alea. Trebuie să iei gemurile. Astea așa toate? Sau decât una? Da. Tot, tot, tot. Trebuie să ne apere Rafa cu respirația ta. Frumos mirositoare. Dariuse, Dariuse, de ce n-ai venit aici? Să stăm toți într-un loc. Game over. Dariuse, Dariuse. Nu știu, pe acolo a fost puțin no-brainer. M-a băgat în de-asta. De ce nu vrut să vină lângă mine? Pentru că cheltuiau foarte multe secunde să le scoată. Nu poți să înțelegi niciodată oamenii că nu vor să te asculte. Dacă eram cât mai aproape de marginea asta, cât timp cheltuiau să le scoată de aici? Sunt foarte aproape de mijloc.
Dariuse, Dariuse. Nu ascultă. De ce stă tu acolo, cât mai aproape? Deci eu cu Darius versus ăla nu-l batem, come on. Și eu mă bat cu doi. Uite că vine spărcâile iar. E aici spike-ul. Ia-te-l. Mai arop spike-ul. Ce s-a întâmplat, mă? El să are creier să se ducă în bază, vezi? Iar je vine. Două gregele. Singura greșeală, Darius, dacă te uiți la episod, nu mai sta cât mai aproape de centru. Ne ducem aici, uite aici, unde se arăt pe facecam, aici, pe linia asta. Ca ei să nu aibă timp să plece cu ele până ne spawnăm noi. N-avem de ce să stea în zona aia, nu înțeles să-i. De ce stătea în zona aia? Acum se duce la WC-ul. Ok, bounty, se distruge tot. Piper pleacă. Primul brawler care pleacă e Piper, Rafa. Colt, Brock. Banează ce vrei să joci. Vrei să joci Colt? Mă uit și eu pe aici. Păi banează unul, Colt sau Brock. De ce te grăbești așa, Marius? Pentru că aveai 3 secunde, 4, pe acolo. Hai să vedem. Cu siguranță alegeți. A, aleasă aruncător. Mintea mea când văd, când văd aruncător, nu e bun Mr. P, pentru că se distrug. Când văd aruncător, e pregătit ăsta Mico deja. Și ai luat și contra mea. Mai dai un aruncător, ca să mă distrez. Hai, mă. Leon, îl bat. Ai încă un aruncător. Oh, că sunt prea mulți. Ăla e plecat. Mai e și level 10. Dar e posibil să dea swap. E posibil să dea swap, dar de ce nu alege? Nu e... Mr. Peș, fac swap aia 2? Swap incoming, Rafa. Swap incoming. Mamă, nu pot să cred că joacă ăla level 9. Nu pot să cred așa ceva. Atât de bun să fie Rafa. Încât să ne umilească. Mr. P. De level 9. Pe o hartă care se distruge. Seamă că... Mr. P. Dar nu scrie ce legende sunt, că nu arată. Thank you.
Mă, bă, tu Leonu, Invi! Așa este și pe mine. Iată. Nici nu le trebuie, nici nu le trebuie jucători, că le rupsără. Ne învățară să jucăm. Care murim acolo? Darius, meciul ăsta, nu știu ce să zic. Mă întreb mai multe chestii. Meciul ăsta. Sunt toți legendari, mi se pare prea mult. Dar voi nu știu cu cine vă bateți, mereu mă bat cu doi și mă întreb unde sunteți voi. Mă, dar nu înțeleg, mă, unde sunt ai mei! Mamă, câte are aruncătorul ăla! Mister, pe ăla ar trebui să moară foarte repede, da. Ce ai, mă, că s-a ascund după pinguini? E pierdut! Praf ne-au făcut! Trebuie bana, Mister, pe harta asta. Și Leonul m-a distrus. N-ai mișcat nimic, Ștef, aici. N-ai mișcat nimic. N-am mai câștigat un meci de la când e... De când eram eu de un an, am pierdut 3-7 la rând, 8-7, 3 milioane de... 1-2, 700 de meciuri la rând, le pierdem pe toate. Parcă nu mai început să nu mai joace, nu știu ce are. Heist. Dynamike. Nita ar trebui banat. Sau? E bună și Nita, dar face greu ultima ta aia. Ăla lui Tarăm. Nu știu, bă, ce să iau, trebuie să mă gândesc. Brock. Brock și Colt. Spike, Leon, Spike, bro, Colt, 7000 de picuri. Și aia stă și să gândesc toate secundele. Bă, ce-o-i sta, mă, atâta să te gândești? Să procesezi. În ultima secundă să iei. La zero să iei. Cred că sunt nebun să nu iau Leon aici, nu? Ca să-i omor pe la spate. Ăia. Ăia doi. Crow și cu ăla mor instant. Asta ar trebui câștiga, că nu mai câștigarăm de mult un meci. Pierdurăm non-stop. Eu credeam că le câștigăm pe toate până la 7000. Ăla e Mythic 2, ca noi, Crow. Dă-i Rafa, dă-i Rafa, dezlănțuie-te. La pieptul gol. Da, al meu nu-mi carcă. Nu-mi carcă al meu. Uite, veni ăla cu tureta, voi unde sunteți? Ia că s-a încărcat tureta.
Nu îl batem, pierdurăm. Asta aproape ce-i drept. Luptă-te, Rafa! Ei, vine la cu ulti, trebuie să-i blocăm intrarea. Hoi, mamă, dacă nu săream enjoy-ul ăla... Ai. Greuț, Leon, bă, greuț. E foarte greu să nimerești cu el. Eu îl omori pe aia, că altfel ne bătea. Așa e. Dă bă cu ultimata, bă, Johnny! Falcao! Johnny Falcao! De ce nu te duc ultimata? Iată, ăla stau afecat, crou! O mare chef. Hai că cred că dă-te cu ultimata. Am via crow. Not fair! Tureta. Mamă, cât ce greu fost ăsta și ne dă puncte puține, a? 138, dă-i în continuare. Legendary! Huge! 500 de... șugubețe. Șugubețe. Cât mai am? Încă două meciuri. Două meciuri, Rafa. Și astea se tem. Două meciuri, knockout. Asta îl luăm repede. Cine să banăm aici? Rafa, te rog, ajută-mă. Cine să banăm aici? Ăla, care stă pe râu. Oh, cred că e la avantaj așa tare. Nu știu nicio. Colt, Piper. Toată lumea joacă Spike, așa că-l banez. Inclusiv tu, mă? Da. Feng, a banat cineva? Nu. Uuu, e bună la. Nu știu dacă e așa bună la. Se iau ăsta, să încerc să joc Edgar-ul. Da, o să intri ușor până anii. N-o să nu-mi-l ia cineva înainte. Încă două meciuri, ăsta și încă unul. Și sunt acolo unde trebuie. 7000. Tu cât ești? Că tot te joci. Nu știu. Nu știe. O fi ajuns și nu mi-ai spus. Rava. Mai am. Hai să vedem ce se întâmplă. Bă, dar trebuie să stea neapărat până în ultima secundă. Așa e. Mă, frate, mă. Și dă acum abandon. Ăla, păi sunt bine, mă, cu ăsta. Bă, păi sunt bine, Rafa, cu ăsta. Cu caisimetru ăsta. Să joc cu shield-ul. Cred că joc cu shield-ul, a? Cred. De unde ai pornit, la ce idee ai pornit că Jesse e bună pe harta asta? M-a impresionat Darius cum a jucat cu Jesse. Te-a impresionat. Să încerc și eu. Păi și trebuie să joci pe toate hărțile acum, nu? Ce este?
Mamă, e Rico. Bă, ăsta mă urmărește până în bază, voi nu vedeți, ăsta veni în bază. Iată. Băi, apă, dacă nu asculti, ce să-ți fac? Nici tu, nici el. Ce este? Bă, ăla, nu poți să sar, că o să dea cu capul. Mai bine, mor și păstrezi ultima ta, n-ai ce să mai faci aici. Mai trag de timp. Hai să vedem. Eram sigur că dă ăla cu capul. Mamă, ce ricoșel face la. Vezi să nu-ți dea ultima ta, că mori. N-am apucat să-ți de două ori. Bine, tată, n-am apucat să spun de două ori, că... Tenusul. De ce făcu așa? L-a luat unul. Și acum sunt sus. Suntem cercuiți ăștia. L-am luat. 2v1 sunteți. Oh, mamă. 2v1 suntem. Bine, am luat pe Nani. Păi eu am câștigat acolo. Să nu te aud. Da, Nani e... problema. Am omorât și pe Nani și pe ăla, pe Rico. Oh my god, ce ne chinuim. My mother. Eu trebuie să fac ultimata, trebuie să stai puțin să nu mori. N-apuc să spun că ești dus tu, ești plecat. Nici tu, nici celălalt. N-apuc să vă spun nimic, băieții mei, că muriți instant. Ce joacă? Voi 2v1, unul bateți pe ăla, eu nu o să cred. Mă intrigă maxim când văd așa ceva și eu mă bag cu 2. Vezi că dă până amândoi ăla. Nu e Jesse bun. N-ai ce juca cu eroul ăla aici. Nu e Jesse bun. Nu am văzut o singură turetă. Una. Dacă ești neascultător, așa se întâmplă. Trebuie să joci broc. Măcar mai dădeai câte una, mai dădeai, mai nimereai. Ne-a rupt ăla. Ce înseamnă un pic bun. Asta înseamnă un pic bun. Tu n-a pugit să dai un glonț și mori. Ia. Yeah. Ce înseamnă să nu asculți Rafa și să fii încăpățânat și să iei un erou care e nullity of the game.
Nu vrei să asculti ce o să-ți fac acum. Că nu vrei, nu vrei. Nu mai juca Jesse. E un erou foarte greu care îți trebuie skill, să pui manual și să știi unde să dai în fiecare parte. Nu poți să dai auto-atac. Dacă vrei să joci auto-atac, joci Spike. Hai să vedem. Dacă e scui și dacă nu joc ceva de apărare. Să stea până în secunda 0 să aleagă. Popa. E Popa, a intrat Popa aici. A intrat Popa. Să stea până în secunda 0. Până în secunda 0,1. Uite, acum era bună Jesse, vezi? Luăm și noi brawlerul ăsta care trage cu pistolul. Dacă trage bine, vedem. A luat cotlet. Televizorul ăsta. Ne jucăm cu televizorul ăsta. Televizor cu picioare. Level 9, ok, are două levele minus, n-ar trebui să fie așa wow. Ah, sunt mitici, le dă puțin pe ăsta. Și o să-l câștigăm? Cred că da. Hai să vedem. Eu nu înțeleg cum nu moare ăla. Dă-i, Rafa, dă-i! Dă-i, Rafa, învârte-te! KO. KO. Sunt în asta, Rafa, ajută-mă și pe mine. Las că ieși. E bine, e bine. Pe loc. E bine, eu singurul care dă cel mai mult damage, îl lăsa și în aia. Nu mai așa. Bine că n-ai sunet. Știi cum s-a auzat spam în sunetul ăla? Nu mai așa auza. Alucard. Răgălia aia. I-a dat puțin. Puțin punct. Mamă, ce-a tras tureta aia. Darius, 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 Darius.
Bă, dar le dădui damage la toți. Cred că am peste 100.000 damage. Tu când trebuie să joci, Jesse, nu mai joci. Și când trebuie să joci... Nu mai, că ai zis că nu e bun. Tete, știu cum îi bat pe ea. Nici nu-i văd pe hartă. Bă, cât mai dă bă ăla cu Carlu? Tete, știu ce damage-i dau. Care a murit? Tu ai murit acolo cu mine așa? Da. Ia vezi tureta aia ce dă ușor. Ia vezi și le trage cu puștile așa. Mos. Ia vă damage, vreau să vă damage aici. Vreau să vă damage, hai Rafa. Să vedem damage. 85.000. Frumos. 98, păi bineînțeles. De ce nu mai dă-te 150? Dai de 1. Care ieși? Dai 1, dai 1 că nu mai pot, Rafa, mai vreau să mai mă joc 1. Nu! Nu! Ce? Oi, bine, bă. Bravo, mă. Așa da. Ăstea da, Rafa. Rafa, îți mai aduce aminte harta asta, că am jucat acum un an. Horror. Un an acum am jucat-o asta. Acum un an am jucat-o. Horror. Cred că joc același erou, televizorul. E reluarea, Rafa. Televizorul incoming. Așa, Rafa! Așa, Rafa! Așa, da! Vă știi de făcea tureta aia! Piper! Să fie așa bun Piper, să ne fi scăpat Piper-ul! Să iau Leonul și să iau pe la spate sau ruinez jocul? De nou, jucăm așa! Ia Carl, Rafa, iar! Na! Na, mă, na! Bă, nu știu ce să iau. Să dau switch cu el, că l-am de 11 pe ăla. Să fie nani bun aici? Nu vrea, Rafa! Am încurcat-o, joc nani! Știu că era bun pe harta asta, Nani. Eu așa zic. Mamă, ce echipă avem. Nu prea pare așa sățioasă. A plecat Piper-ul ăla de prima. L-am nimerit cu toate trei. Oh my god, ce dă ăsta. Descurcă-te, Rafa, că vine băiatul acum. Pare de râs. A ratat tot. N-ajunge atacul. Muri! Mă, trebuie să am o protecție în timp ce dau cu capul ăla. M-am omorât. Mamă, ce-i dau lui Feng.
N-am și ultimata să fac prapăd. N-am șu. Mamă, ne-a rupt ăla. Bă, dar lăsa răspăsta aici. Ghișile s-a dus cu capul, cu capetanus. 1%! Yes, sir. Ghișile s-a duce cu capetanus! Du-te, du-te, du-te la 1%! Capetanus! Cu capetanus dădeam! Cu capul așa împungeam! Capetanos la balon, nu știi tu pe Capetanos. Te deam cu capul frumos. Oh, mamă, ce l-am nimerit direct. Iar am nimerit. Nu știu care muri așa în halul ăla. Uite cât damage dau. Capetanus! Opa, Rafa, nu e bună. Ce am mărit să lejer. Mamă, ce damage dau, insane. Ce mi-a făcut ăla? Cineva nu prea să joacă în echipă și nu știu cine. Dar cum nu moare ăsta? Capetanos! Ia bă, stureta, ce-a început. Să rașcheteze. Mamă! Capetanos, Rafa! E tu dai capetanul din mijlocul hărți? Băi, nu mai pare ăla la mine! A sări săracul Feng, lasă ne bă, vărule. Uah, ce-am nimerit-o pe Piper! Mamă, cât de bun e Nani, Rafa! Rafa, vine capetanos! Cape, capetanos! Zici că a dat Messi gol. Zici că a dat Messi golul decisiv. Numai cu capetanul s-am dat 14 kg, Rafa. Numai cu capul dădeam. Mamă. Numai cu capul dădeam. 139. Dacă eu mai joc un match și îmi dă 130. Ăla e? One moment, ok. Lăsăm pe altă dată, băieți. Revenim cu pușul mâine. Și mâine ne ducem direct în legendar. Am pușat ceva cu băiatul ăsta, Ștef. Nu uitați de like, pa, pa.